Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și subiectul de azi îl reprezintă un documentar marca George Hodorogea. Dacii urmașii coloniștilor extratereștri. Mesaje din trecut. Mii de ani oameni de rând, dar și savanți, au trecut prin fața unor obiecte antice, unor construcții sau unor reprezentări artistice, gen picturi rupestre, frize sau sculpturi. Dar nu au realizat că multe din cele amintite mai sus conțineau mesaje ascunse, mesaje criptate, mesaje pe care ufologii de azi le atribuie paleoastronauților. De exemplu, în multe din desenele scrijelite pe pietrele antice, acolo unde ochiul neavizatului vede doar simple reprezentări ale corpului uman, se pot desluși de către avizați simboluri ale unor civilizații extraterestre. O româncă care a studiat mult această temă, Maria Chiriboi, susține că toate acestea au fost lăsate chiar pentru noi cei de azi, ca să ne trezească din ignoranță. Să ne putem da unele răspunsuri, ea argumentându-și afirmația, prin interpretări de istorie, astronomie, genetică și biochimie. Maria Chiriboi se află printre cei care susțin existența sub platoul Bucegilor în general, dar și în subsolul orașului Brașov, a unui secret oraș baza primilor extratereștri care au vizitat și poate colonizat Terra. Cercetătoarea consideră că Terra a fost pentru o anumită specie extraterestră un fel de experiment al colonizării, dar și al unui fel de globalizare cosmică. Ei ar fi construit sub platoul Bucegi o bază militară, dar și de cercetare, unde au efectuat experimente pe oameni în scopul dezvoltării acestora mental și anatomic. Deoarece acum mii de ani mintea umană nu ar fi putut percepe și înțelege tehnica avansată extraterestră, aceștia din urmă au lăsat indicii scrise, desenate și orale pentru ca mult mai târziu omenirea să le descifreze și să le preia. Astfel s-au transmis oral anumite legende despre fiii soarelui, cei care coborau din cer în care de foc, cu alte cuvinte, zeii din diferitele mitologii terestre. Aceleași legende au fost și transmise artistic pe frizele marilor temple, cetăți sau piramide, unde și azi se pot admira astronauți, mașini zburătoare și arme speciale. Paleoastronauții au lăsat omenirii și coduri de conduită transmise parțial și fragmentar, mai ales prin ceea ce numim azi cărțile sfinte, de exemplu, poate fi chiar Biblia. Codurile conțineau avertismente și atunci când omenirea s-a îndepărtat de preceptele morale, a venit și pedeapsa. Amintim doar cazul Sodoma și Gomora, dar și Marele Potop, fenomen meteorologic, a cărei existență a fost dovedită științific și care este prezent în toate mitologiile umanității. Deci nu toate popoarele ar fi avut un numitor comun dacă acesta nu s-ar fi și întâmplat. Străbunii dacilor primii inițiați. Când s-a făcut pentru prima dată această afirmație, ufologii din lumea întreagă au ținut cont că fostul teritoriu ocupat de Daci, actuala Românie, este zona cu cele mai multe puncte energetice din lume. Și s-au amintit platoul Bucegi cu ale lui Babe și Sfinxul, masivul Ceahlău, munții Orăștiei cu celebrul sanctuar dacic, masivul Cozia revendicat azi drept Cogazon, adică muntele sfânt al dacilor, masivul Căpățânii, munții Apuseni și încă multe alte locuri speciale dominate de energii puternice și de un fel de unde sau radiații radio, deci un sistem natural de comunicare universală. Singura întrebare, care încă nu a căpătat răspuns, constă în dilema următoare, susținută printre alții și de ufologul Richard Poss. Aceste extraordinare centre energetice au fost create de paleoastronauți sau aceștia au ales Terra tocmai din motivul existenței naturale a acestora? O altă teorie susține că Dacia a fost aleasă de către extratereștri deoarece se află pe o paralelă excepțională, paralela 45, adică o zonă perfect intermediară și mediană, o paralelă care cumula toate energiile terestre. Printre inițiații aleși de extratereștri s-au numărat pelagii hiperboreeni, etrușii, sumerieni și, firesc, daci. Nu întâmplător există numeroase conexiuni în culturile acestor popoare vechi, conexiuni care demonstrează o legătură unică între ele. Și ținând cont de epocă, de distanțarea socială și de tehnica acelor vremuri, este clar că doar o forță extremă neterană le putea coordona în același mod. Aceste popoare au fost alese de paleoastronauți pentru a fi civilizate, educate și dezvoltate. Se pare că au existat și anumiți indivizi preferați de extraterestri și aceștia au fost chiar strămoșii dacilor. Gena extraterestră regăsită la geto-daci. Una din teoriile preferate ale ufologilor susține că rasele umane actuale sunt rezultatul acțiunii mai multor extraterestri cunoscuți ca zei,
care în programe de inginerie genetică diferite au modelat omul după chipul și asemănarea lor, adică după standardul ADN-ului extraterestru. Astfel, indivizii extraterestri ar fi scanat corpurile celor pregătiți pentru inițiere și în urma unor analize anatomico-medicale le-au inoculat celule extraterestre astfel ca corpurile acestora să poată beneficia de un ADN superior, ei, dar și urmașii lor. Se știe că structurile ADN umane au o bază comună care poate fi codificată numeric în numărul 666. Poate și de aici interpretarea mistică a numărului diavolului. Ținând cont de acest cod 666, ufologii au făcut o legătură cu mai multe descoperiri arheologice din România. Astfel, în multe locuri ale fostului teritoriu, getodacic apare inscripționat numărul 666 sub forma de SSS sau CCC, 6 grecesc sau 666 cu 6 latini. Astfel de inscripții se găsesc de pildă în complexul de la Sarmisegetuza, pe obiectele casnice găsite la Drobeta Turnul Severin, pe plăcile de marmură de la Tomis Constanța, dar și în locuri apropiate Daciei, la sud de Dunăre. Concluzia firească trasă de cercetători a fost că prin intermediul extraterestrilor, înaintașilor dacilor li s-a implementat un cod genetic identificat cu 666. Practic, getodacii ar fi fost marcați ca să fie deosebiți de ceilalți locuitori ai Terei și pentru a fi urmăriți mai ușor și identificați cândva în viitorul îndepărtat. De la costumul de astronaut la frăția coifului. În mod normal, existența unor coifuri de-a lungul istoriei a fost explicată ca făcând parte dintr-un complex de luptă uman. Așa cum sabia era folosită la atac, scutul sau coiful erau folosite la apărare. În general, coifurile protejau capul soldatului, deci nimic anormal sau curios, cel puțin la prima vedere. Numai că anumite glife sau picturi rupestre înfățișează extraterestri în costume spațiale extrem de asemănătoare cu cele pe care le folosesc actualii cosmonauți. Dilema a apărut atunci când descoperirile arheologice au dat la iveală numai în anumite zone a unui tip de coif care, fără partea din față, aducea aproape de perfecțiune cu o cască de cosmonaut și, firesc, nu avea nevoie de viziera de protecție, deoarece pământenii puteau respira aerul teran în comparație cu paleoastronauții. Dar unde s-au descoperit aceste coifuri speciale și de unde a apărut teoria frăției coifului? Și să începem cu tezaurul de la Peretu. Un țăran, arând un teren, a dat de o tablă pe care a aruncat-o. Alexandru Trană nu realizase ceea ce descoperise din întâmplare. Norocul a constat că un alt locuitor și-a dat seama că nu era o simplă tablă și cu totul altceva. Imediat au venit specialiștii de la Muzeul de Istorie din Alexandria și au început cercetările. Printre multe alte obiecte antice a fost găsit un coif lucrat cu aur, complet diferit de coifurile descoperite până atunci în România, dar și în lume. Să nu uităm că la Peretu a fost descoperit un adevărat tezaur, o cameră funerară și un mormânt vechi de peste 3000 de ani. Coiful de la Peretu este împodobit cu reprezentări animaliere în relief, are pe frunte doi ochi hipnotici cu sprâncene neobișnuite, sprâncene mari și îngroșate. Curioase sunt lateralele, pe care sunt multe simboluri încă nedeșifrate. Ne spune profesorul de istorie al satului, domnul Vânătoru Marin, cel care a realizat și o foarte bună monografie a localității. Unii istorici de la începutul secolului trecut au vorbit de frăția tracilor inițiați și care, ca semn distinctiv, purtau coifuri de argint aurit. Și astfel s-a ajuns la frăția coifurilor. Dar surpriza a apărut când s-a comparat coiful de la Peretu cu cel găsit la porțile de fier în Mehedinț. Cele două erau identice cu aceleași simboluri. Și surprizele au continuat. Întâi coiful identic de la Cucuten lângă ea și apoi celebrul coif de la Coțofenești, Prahova, atribuit inițial regelui Decebal, deși descoperirea în zona Prahovei cam îndepărtează teoria cu Decebal. Între timp s-au descoperit coifuri identice, unde credeți? În vechiul teritoriu sumerian. Și din nou se poate face legătura dintre inițiații paleoastronauților, getodacii și sumerieni. Dar descoperirile din Sumer nu se opresc și nici legăturile directe cu dacii. Brățările dacice, tehnologie de comunicare. Canalul de televiziune Discovery a lansat ipoteza potrivit căreia zeii sumerieni au fost de origine extraterestră și că aceștia i-au inițiat pe vechii sumerieni și că, după plecarea acestora de pe Terra, au lăsat tehnologii de supraveghere și comunicare.
Printre tehnologiile de comunicare sumeriene, ufologii exemplifică cu numeroase brățări de aur care posedă energii și emană unde radio, unde încă nedeșifrate. Și acum vine bomba. Brățările sumeriene sunt identice cu cele din Munții Orăștiei, deja mult prea cunoscutele brățări dacice. Dar, fiindcă este un mare dar, brățările din Munții Orăștiei sunt chiar dacice sau au o altă proveniență. Conform studiilor, dar și teoriilor ufologice, sumerieni erau indivizi atletici, înalți de 2 metri și jumătate și purtau la ambele brațe brățări masive din aur cu ajutorul cărora comunicau cu zeii. Dar brățări din aur similare cu cele purtate de sacerdoții sumerieni se găsesc și în siturile arheologice din Munții Orăștiei. Se știe că dacii nu purtau pe brațe asemenea brățări și atunci cum se justifică existența lor în zona Orăștiei? Iar acum mii de ani nu exista un comerț cu sumerienii, comerț care ar justifica întrucâtva existența brățărilor de aur. Dar dacă se presupune că sacerdoții sumerieni foloseau brățările pentru comunicații, de ce oare și cele dacice nu ar fi slujit acelui scop? Leul, simbolul paleoastronauților. O altă legătură dintre daci și sumerieni constă într-un simbol comun descoperit în ambele locații și anume simbolul leului. În sumer, leul era considerat semnul zeilor, adică, cu alte cuvinte, al astronauților antici. În România, leul, simbol sumerian predominant, se regăsește și pe matrița din bronz descoperită recent la Sarmisa, Cetuza Regia. În mijlocul matriței este reprodus un cap de leu. O pereche de lei se află și în partea stângă a matriței. Leii sunt redați și pe alte fețe ale artefactului antic. Același simbol îl găsim și la Varna și Ezerevo în Bulgaria, ocupată și locuită în antichitate și de getodaci. O curiozitate neexplicată încă constă și în denumirea actuală a monedelor naționale, leu și leva, leu în slavonă. Oare această conexiune are o explicație în timp? Oare cei care au acordat aceste denumiri monedelor naționale sunt cumva urmașii inițiaților din antichitate? Femeia extraterestru de la Cucuteni. În luna decembrie anului 2019, în necropola de la Cucuteni, în situl Poiana Cireșului, o echipă de arheologi condusă de istoricul Marin Cârciumaru a descoperit o statuie feminină cu o față de extraterestru. Se știe că după Neolitic, dacii s-au stabilit și în zona Cucuteni. Încă se fac studii asupra statuetei, singura descoperită întreagă din acea epocă în ultima sută de ani în întreaga lume. Această descoperire vine odată cu alta la fel de extraordinară. Astfel, în situl Scăieni din județul Buzău a fost descoperită o necropolă cu schelete umane gigantice. Astfel, umanoizi înhumați aveau înălțimea de 2,40-2,50 metri. Antropologul care a fost consultat a declarat că așa ceva nu a mai văzut. Este momentul să reamintim că și vechii sumerieni erau creditați cu aceeași înălțime, așa cum am afirmat puțin mai sus. Deci avem din ce în ce mai multe dovezi despre legăturile dintre daci și sumerieni, între anti și paleoastronauți, între aceștia din urmă și inițiații lăsați să conducă lumea după retragerea extraterestră. Nu știm însă dacă aceștia chiar s-au retras cu totul, poate ei se mai află discreți printre noi și ne supraveghează sau ne conduc în continuare. Poate. O tehnologie avansată prea mult pentru daci. Arheologii și istoricii români au tras concluzia că dacii erau la nivelul civilizației lutului și a lemnului. Potrivit acelorași păreri, dacii colectau apă de ploaie pentru băut și pentru gătit mâncare în cisterne săpate în afara zidurilor, așezărilor fortificate, deci la îndemâna eventualilor atacatori. În urma ultimelor cercetări ample s-a demonstrat că dacii în zona Orăștiei dețineau bazine pentru colectarea și decantarea apelor reziduale ce se scurgeau din incinta cetăților și așezărilor fortificate și aveau rețele din ceramică pentru captarea, aducțiunea și distribuția apei potabile către locuitori. Unele conducte antice mai funcționează și în prezent. Prin analize chimice, prin carbon 14, a rezultat o vechime de peste 7200 de ani. Conductele din ceramică poartă urme vizibile că nu sunt fabricate manual, ci industrial. Dar dacii nu posedau asemenea tehnologii. Atunci cine le-a construit și cu ce? Singurul răspuns logic este că acea rețea subterană nu a putut fi decât opera unei civilizații net superioară, deci una extraterestră. Încă o dovadă a legăturii primordiale între paleoastronauți și getodaci. Sunt dacii urmașii unor extraterestri? Cu siguranță că nu putem certifica 100% această afirmație, dar apar din ce în ce mai multe dovezi care implică conexiunea și intercalarea socială între primii daci și anumite entități neterane.
Deci nu putem exclude că noi românii ne tragem dintr-un neam protejat de extraterestri, un neam ale cărui calități anatomice au fost îmbunătățite prin diverse metode științifice. Și cum dacii nu pot să dau aceste tehnologii, concluzia firească este că a fost mâna unor extraterestri antici, ca și în cazul altor popoare, vesumerieni și precolumbieni. Am putea chiar spune că poporul român posedă un ADN cu particule extraterestre. De ce nu? George Hodorogea, mulțumim mult pentru interesantul și ineditul documentar. Prieteni, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!